Un nou rezultat remarcabil pentru echipa Asociației Presei Sportive din Moldova la fotbal. Aceasta s-a clasat pe locul 2 la campionatul țărilor est-europene și balcanice după ce în finală a pierdut cu 0-1 în fața Macedoniei, țara gazdă a turneului. De menționat însă că în ultimul act colegii noștri au avut două bare și două lovituri de la punctul cu var clare, dar neacordate. Pe terenul din Ohrid, Moldova, campioana ediției trecute a debutat cu două victorii în faza grupelor, 7-1 cu Bosnia și Herțegovina și 1-0 cu Macedonia. Ajunsă în semifinale, echipa noastră a trecut greu de Bulgaria la penaltiuri 4-2 după ce timpul regulamentar s-a terminat la egalitate scor 3-3. Și asta în ciuda faptului că tricolorii au condus la un moment dat cu 3-1 datorită golurilor marcate de Ion Fuștei, Cristian Jardan și Veceslav Burghelea. Trebuie însă de remarcat și evoluția bună a președintelui APSM Eduard Ciobanu, precum și cea a lui Vladimir Horosilov, care a apărat două lovituri de pedeapsă. Menționăm că la competiția ce s-a desfășurat în Macedonia în perioada 25-28 octombrie din lotul echipei Asociației Presei Sportive din Moldova a făcut parte și reporterul postului nostru de televiziune Ion Anușca. Următoarea ediție a campionatului țărilor est-europene și balcanice va fi găzduită de Bulgaria.